Institutul de medicină urgentă a primit 1 milion de măști de protecție din partea guvernului german. Donația vine în contextul în care acolo ajung cei mai mulți pacienți bolnavi de COVID-19, fiind și singura instituție medicală care activează non-stop. Conducerea IMU afirmă că datorită acestei donații va putea economisi mulți bani. Consumul de măști în cadrul Institutului de medicină urgentă este foarte mare. Numărul total de măști care noi îl utilizăm pe an este cam de 2 milioane, ceea ce înseamnă că această donație ne va asigura nouă, să zicem așa, consumul de jumătate de an. Valoarea totală ajutorului este de 300.000 de dolari. Ambasadorul Germaniei în Moldova a declarat că țara sa a decis să ofere această donație Institutului de Medicină Urgentă pe motiv că riscul de îmbolnăvire în rândul medicilor din cadrul instituției este de 3 ori mai mare. Această pandemie poate fi combătută numai acționând împreună. Statul german va continua să ofere sprijin sistemului medical și oamenilor din Republica Moldova. Germania a oferit până în prezent un ajutor de 20 de milioane de dolari în lupta cu pandemia.